Salutul lor și bine v-am regăsit cu un Citroen C4 în garaj pe care nu o să punem muzică. Avem astăzi un proiect pe care nu l-am mai făcut până acum pe vlog, cel puțin. În realitate am mai făcut asta, dar n-am filmat niciodată și acum este cazul să facem o filmare cu niște senzori de parcare. Avem aici niște senzori de parcare Escort P04A, nu sunt cu buzzer, sunt cu display LED pe care o să-l montăm în bord. Și o să vă arătăm și vouă cum se montează un set de senzori de parcare pe orice mașină. În cazul de față, un Citroen C4, nu aș fi ales mașina asta să o filmez, dar asta este astăzi în garaj și pentru weekendul ăsta am ales să facem acest Citroen C4 cu senzori, pentru că nu avem niciun clip cu senzori și era păcat să nu facem. În primul și în primul rând vreau să vă aduc aminte că sunteți cam puțini care sunteți abonați la canal și foarte mulți care doar vă uitați la clipuri și vreau să vă aduc aminte neapărat că nu costă absolut nimic să fii abonat. Dacă ești abonat, mă ajuți pe mine, creștem numărul acolo de abonați și creștem canalul, ajungem mai mari, postăm clipuri și mai mișto și mai interesante, iar pe tine nu te costă nimic să fii abonat la canal. Așa că dă un subscribe acolo jos, dă și pe clopoțel și o să vezi că atunci când postăm clipuri noi, o să-ți apară notificare să vezi ce am mai făcut pe aici prin garaj. Bun, ne apucăm imediat de treabă și primul pas, evident, este să dăm bara spate jos. Cred că nu am menționat, senzorii o să-i montăm pe spate, avem doar un singur set. Asta a fost dorința clientului, senzor pe spate. Când parchează cu spatele să fie mai ușor, să facă bip, 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 bip. Și atunci, primul pas, dăm bara jos. Am dat stopurile jos pe ambele părți și acum urmează dăm șuruburile jos, să dăm bara. Iulian acolo dă șurube. Cum e, Iulian? Să dă ușor jos? Ce să... ...de mașini franceze, că un șurub nu e pus... Trebuie să fie pus de sus, trebuie să fie inginer și... Deci se dă foarte ușor jos, urmează să dăm și în partea aia altă și după aia vă arătăm cum montăm senzorii. Am dat bara jos, hai să dăm un pic wide. Ați văzut cum se dă bara jos, e simplu, cu multă răbdare și mult calm. Acum dacă am pus-o pe suport aici, avem senzorii acolo la îndemână. Am curățat și zonele unde trebuie puși cei patru senzori. Acum un secret pe care poate mulți nu știți, toate bările pe spate au niște semne. Semnele alea sunt pentru senzori. Unul acolo, unul aici, se vede? Unul aici și unul aici. Cred că se observă. Deci bara din fabrică ne arată unde trebuie instalat senzorii ca să funcționeze exact cum trebuie, să nu avem probleme. Bun, ce facem acum? Desfacem cutia de senzori. Dăm la o parte asta că nu ne trebuie. Și avem aici monitorul pe care ne arată gradațiile acolo cât de aproape suntem. Avem creierul, în el intră mufele și monitorul și tot. Și bineînțeles că avem senzori. Aici îi vedeți, patru la număr. Acum aștia sunt niște senzori mai noi, nu știm că clientul a venit cu ei. I-a cumpărat de pe Mac probabil. Sunt alt model, cu puțină buză și se prind doar în aceste clipsuri. Bun, ca idee, în cutiuța asta albă de aici, în orice pachet de senzori, o să găsiți... Ca să reușesc să o desfac. Scula asta. Asta vine direct ca să o puneți pe o bormașină și să dați gaură. Bineînțeles că are și burghiul pe care se atașează. Ca să dați gaură exact pentru senzorii ăștia. Da? Deci o să folosim burghiul ăsta cu o bormașină și dăm găuri în cele patru locuri ca să băgăm acești senzori. Înainte senzorii veneau cu un suport care se lipea exact pe forma asta pătrată așa și intra senzorul în el, dar ăștia sunt destul de interesanți că au buza aia și nu o să se vadă unde dăm gaură, o să arate puțin mai OEM. I-aș fi luat gri, fiind mașina gri, dar asta este, nu i-am cumpărat noi, au venit așa. Bun, hai să ne apucăm să dăm găuri și să montăm cei patru senzori. O să dau găuri. Ca idee, vedeți că avem carota pentru senzori și avem și burghiul ăsta. Pe partea din spate o să dăm gaură doar cu burghiul ca să putem să ne centrăm, să ieșim din față. O să dăm gaură din partea alaltă ca să fim siguri că nu se strică pe partea alaltă vopseaua sau că se ia plasticul pe carota asta. O să dăm gaură după aia pe partea, dar pe partea din spate o să dăm mai întâi gaură cu burghiul ca să știm pe partea alaltă de unde să venim cu gaura. Și acum pe față avem găurile.
Asta nu e pentru senzor, era aici. Cam așa arată el montat. Arată chiar foarte bine modelul ăsta. Modelul dinainte nu avea buza asta și intra doar în gaură și atunci se vedea într-un fel că sunt adăugați după și nu sunt original, dar modelul ăsta cu buză chiar este interesant. Se bagă firul pe aici frumos așa, prin gaură, până ajungem în spate acolo și după aia doar clipsăm și a intrat senzorul. Facem asta cu toți patru. Asta e al treilea și ultimul. Bun, am ajuns și la ultimul. Uitați cum arată clipsurile. Are patru bucăți. Îl băgăm în gaură și avem astea montate. Acum o să întoarcem bara invers și prindem tot cablajul frumos, ne duce până într-un capăt, ca să îl pregătim pentru a merge mai departe la acel modul care este creierul instalației. Așa arată pe spate senzorii. Problema este că, după cum vedeți, sunt prinși în clipsurile astea, dar clipsurile nu se duc până la capăt pentru că sunt universale și probabil că plasticul e cam gros la bara asta. Iar mie nu-mi place că la cea mai mică atingere pot ieși afară. Bun, în cazul ăsta i-am fixat pe poziție și o să punem niște plastic cald de jur împrejur la fiecare cu pistolul, ca să avem noi siguranța că senzorii rămân acolo pe poziție și nu cad, nu pleacă nicăieri. Bun, punem la toți patru niște plastic cald și după aia ne apucăm să prindem cablajul, să-l facem într-o singură parte, ca să ne ducem cu el în stânga sau în dreapta. Bun, am ajuns și la partea interesantă. Avem două fire cu o mufă. O vedeți aici mufa, da? Și în capătul ăsta altul două fire. Avem un plus și un minus. Evident că trebuie să-i dăm curent la acest modul ca să funcționeze. Ca să funcționeze corect, plusul este roșu, negru e minusul. Plusul trebuie legat la plusul de la mașalier, ca senzorul să funcționeze doar când mașina intră în mașalier, iar minusul la o masă. Avem aici mufa care intră în stopuri, cel de pe stânga l-am ales, și căutăm firele, plusul și minusul, le găsim și ne legăm la ele. Și după aia, modulul ăsta, dacă vi-l arăt un pic, se dă jos căpăcelul ăsta în față un pic, și așa, și acolo avem mufele. În dreapta avem patru mufe identice cu doi pini care sunt senzorii, aia roșie care este acest cablu plus și minus și mai avem și mufa aia mare cu patru pini. Mufa aia este de la monitorul care o să-l montăm fix acum undeva în bord ca să-l vadă omul când dă cu spatele. Bun, ne apucăm să legăm firele, să găsim un loc și la modulul ăsta și după aia o să vă arătăm și la senzorii ăștia după ce se usucă acel plastic. O să-i facem cu șoricei frumos până ajungem cu cablajul tot în partea stângă. Iar apoi trebuie să-l băgăm pe undeva pe aici să intre în mașină. Am terminat, s-a întărit și plasticul acolo. Am făcut frumos cablajul să vină până în capătul ăsta la aici. Aici l-am lăsat așa pentru că o să vedem cât de mult avem nevoie de el. Și o să-l tragem pe acolo, înăuntru, până în spate la mochet acolo, unde o să intre în modulul ăsta în care deja am conectat monitorul din față și am conectat și alimentarea. Hai să vă arăt repede și monitorul pe care l-am montat aici. E aproape stealth. Nu-ți dai seama. El o să se aprindă când o să terminăm de montat și ne arată cu verde, cu roșu, cu galben acolo exact la ce distanță suntem. Da, asta o să vedem mai târziu după ce punem bara la loc și facem o probă. Am terminat de montat senzorii. Hai să vă arăt un pic cum arată în bară. Arată foarte mișto. V-am zis, ăștia cu buză chiar sunt foarte interesanți. Chiar dacă sunt negri, mașina fiind green kiss, nu se vede diferența foarte mare de culoare. Sunt acolo. Ca idee, oricum, senzorii există pe mai multe culori, deci se pot lua pe culoarea mașinii. Nu știu dacă există griul ăsta închis, dar pentru griul ăsta închis, cred că negru este foarte ok. Pentru că multe mașini de fabrică vin cu senzorii negri, așa că asta nu este o problemă. Acum v-am arătat senzorii pe spate. După cum ați văzut, n-a fost mare lucru să dăm bara jos, să o punem la loc și să punem senzori, a fost foarte simplu. Iuliane, îi faci tu o probă? Auzi, bă, știi ceva? Plastice și mă... Și, după cum vedeți, s-au prins lumini de la mașalier. Și acum ne apropiem un pișor de ea. Îi auziți, da? Ne apropiem un pic.
Bipăie? Mai încet? Mai încet? Și când mă apropii de... Sunt foarte aproape. Mă depărtez. Hai să vedem și monitorul. Monitorul acolo care ne arată niște cifre și o lumință verde. Acum dacă s-a apropiat foarte tare, se depărtează un pic, ar trebui să ne arate acolo, ne arată distanța, jumătate de metru. Ia să vedem dacă se depărtează un pic. Acum e foarte aproape, se depărtează. Deci acum ne arată 0,7 metri, 70 de centimetri, distanța 60, vedeți că acum e 50 de centimetri și e pe roșu. Și acum avem 0,3, adică 30 de centimetri. Da? Dacă se depărtează un pic, mai dispar din liniile alea. Acum e la 70 de centimetri, da? Deci, în principiu, ne arată și distanța și ne arată și cu dungile alea și plus că bipăie, avem toate măsurile de siguranță să nu lovim mașina când dăm cu spatele. Cam asta a fost tot, o minunăție de mașină. I-am montat senzor pe spate, ne vedem data viitoare. Baftă, duleilor!